reiau mulțumirile exprimate deja pe larg de Iulia și Sina. Vreau doar să spun că mi s-a părut foarte important ca după acest curs să selectăm o serie de articole pe teme care nu au fost discutate la conferința pe care vreau menționat, conferința despre ce înseamnă memoria într-un context post-socialist, și anume tema pe care lucrez și eu, metamorfozele muzeelor, cu precădere muzee etnografice într-un context postcolonial. Fie că e vorba de muzee care au fost constituite în fostele imperii, fostele metropole, de curator, dar și de administrator colonial, de colecționar privat, de misionare, etc. Dar și muzeele care s-au constituit fie de către europeni în spațiile colonizate, fie de statele naționale în ideea de câștigare a independenței. Și această temă am regăsit-o în multe dintre propunerile interesante pe care le-am primit pentru acest număr. Am selectat două perspective, una despre un articol pe care vă invit să citiți despre Muzeul de la Dakar, care tocmai s-a deschis în decembrie 2018, deci un muzeu nou construit, imaginat la Beijing și făcut cadou Senegalului, tot așa cum în multe alte țări din regiune, fie China, fie Coreea, creează niște structuri monumentale astăzi care trebuie umplute de niște colecții. Și nu o să definez ce înseamnă tema postcolonialismului, pentru că sunt niște dezbateri infinite care sunt foarte nuanțate cu multe teorii, dar aș vrea să vorbesc despre această temă spațiului vii, dar spațiului fără colecții, care este fie o problemă, fie o oportunitate, să zicem, sau ceva ce se caută. Și o să dau două exemple. Spațiul vii, așa cum spuneam, în contextul muzeelor postcoloniale, este văzut ca o problemă, în primul rând, astăzi, în dezbaterea publică, unde auzim, fie că e vorba de curator, fie că e vorba de director de muzee, dar și de politicieni și de diplomați, că 99% din obiectele clasice africane se regăsesc în muzee europene. Deci asta este punctul de pornire pentru o discuție care devine extrem de politizată și devine integrată în agenda politico-diplomatică în ultimii ani, referitor la necesitatea de a institui cui aparțin colecțiile africane și această temă a vidului, a muzeelor fără colecții, a muzeelor doar în așteptarea restituirilor, e o temă pe care o regăsim sub foarte multe forme, inclusiv în forma radicală despre care vorbește Clementine Delis, care vorbește despre colecții sechestrate și despre necesitatea, a scris un poem în mai de 2018 despre necesitatea restituirii. Dar avem și, cum spuneam, niște negocieri politico-diplomatice foarte intense pe acest subiect. Avem însă în spațiu postcolonial, și aș vrea să arăt câteva imagini, care am ajuns tu, și tema colecțiilor care sunt prea prezente în muzee și devin problematice prin prezență și nu prin absență. Și anume, o să vă arăt câteva imagini din Africa de Sud. Sunt trei probleme care derivă din această prezență. Prima problemă este statutul obiectului. Și avem aici cazurile obiectelor de cult, care nu au fost concepute pentru a fi muzeificate, și atunci problema care se ridică este ce loc au aceste obiecte de cult în muzee și de ce trebuie să fie arătate, dacă ele au fost concepute pentru a fi ascunse, pentru a fi arătate în persoane inițiate sau pentru a fi distruse la finalul unui ritual. A doua temă este o temă și mai delicată, și anume este tema colecțiilor de antropologie fizică. Avem aici o lungă istorie a antropologiei rasiale în toate țările, inclusiv în Europa de Est, în care în multe dintre muzeele de etnografie, fie că e vorba de cele europene, fie că e vorba de cele africane, se găsesc cranii, se găsesc fotografii antropometrice, se găsesc foarte multe lucruri despre care ne
asta sau se întreabă astăzi curatori, specialiști, care e rolul lor? Și ați văzut în acele imagini răspunsurile care se formulează în diferite momente referitoare la această problemă. În anii 80, aceste artefacte care sunt considerate problematice pentru că sunt mulaje rasiale realizate la începutul secolului, în anii 80 sunt îmbrăcate în câteva dintre muzee, pentru că problema devine nuditatea. Un pic mai târziu, sunt complet ascunse, pentru că problema nu mai este doar nuditatea, problema este contextul, istoria antropologiei rasiale, prezența unor comunități care au fost obiectificate și au devenit artefacte muzeale. În schimb, în cazul, am luat un caz sud-african, dar vă invit să vedeți în text și în revistă și textul curatorului din Zimbabwe, un pic mai târziu, aceste specimene pe care le-ați văzut vor fi complet închise publicului, pentru că se schimbă statutul ontologic al obiectului. Ele sunt considerate persoane pentru că au urme de umanitate, inclusiv urme de ADN, etc. Și prima imagine pe care ați văzut-o este, de fapt, o imagine destul de ambiguă și anume destul de interesantă, și anume închiderea completă a galeriei etnografice, văzută indiferent cât a fost de remaniată, de schimbat statut ontologic al obiectului, de ascuns, ea este problematică în sine pentru că e văzută ca un loc al violenței epistemice. Și atunci, ceea ce s-a întâmplat într-unul dintre muzeele sud-africane, dar e doar un exemplu, sunt multe altele, a fost organizat un ritual de vindecare a galeriei etnografice de această violență epistemică și apoi spațiul a fost pur și simplu închis, pentru că orice manieră de a intra în acel spațiu era considerată problematică. Fie că vorbim despre colecții de antropologie fizică, dar și de toate sistemele de clasificare, de numire unor etnii, identificare, zuni, buni, etc., erau considerate problematice per se. Deci, asta am vrut eu să spun, pornind de la cazul postcolonial, că spațiile vide pot fi o oportunitate sau o problemă și textele pe care le găsiți în text vă dau răspunsul de ce. Și acum cred că cel mai bine ar fi să vizităm spațiul, nu? Da, pentru că numărul de an trecut este împărțit în mini-expoziții, capitolele sunt văzute ca mini-expoziții și în cabinete de studii, așa cum aveam și noi în muzeu din când în când.